Joi 7 decembrie la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț a avut loc, într-un cadru festiv, prima ediție a galei ambasadorilor nemțeni. Cu această ocazie, personalitățile care s-au făcut remarcate pe parcursul unui an, mai exact în perioada iunie 2016-iunie 2017, contribuind la dezvoltarea culturală și instituțională a spațiului românesc, au fost recunoscute, apreciate public și răsplătite. Campania a fost lansată pe 20 septembrie, iar până pe 15 octombrie publicul a avut ocazia să nominalizeze online candidații propuși pentru premiere în cadrul galei. Nominalizările s-au făcut pentru următoarele categorii: artă, educație și cercetare, tinere valori, sănătate, voluntariat, asistență socială și sport. Proiectul Gala Ambasadorilor Nemțeni a fost inițiat de consultanți în domeniul tineretului și organizat de Consiliul Județean Neamț prin Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare. Ideea acestei Gale Ambasadorilor Nemțeni a apărut de la un grup de tineri activi, membrii de bază ai Consiliului Consultativ în domeniul tineretului, care funcționează pe lângă Consiliul Județean Neamț și pe care îi regăsim alături de noi și în această seară. De la ei, de la acești tineri entuziaști, a apărut această idee, de la ei a pornit totul, motiv pentru care le mulțumim pentru interesul acordat. Tinerii și nu numai ei au o nevoie firească de modele în viață, de exemple de reușită. Ei știu să aprecieze și să recunoască excelența. Iar ideea tinerilor nemțeni în căutarea unor valori reale a prins contur și a fost susținută încă de la bun început de Consiliul Județean Neamț, astfel încât în premieră în acest an, în parteneriat cu alte instituții culturale și administrative, Gala Ambasadorilor Nemțeni a devenit un eveniment real. Un eveniment dedicat nemțenilor, prin care se dorește identificarea, promovarea și recunoașterea publică a personalităților județene care, pe parcursul ultimului an, iulie 2016-iunie 2017, și-au dovedit excelența în diverse domenii, având o contribuție deosebită la dezvoltarea culturală, socială și instituțională a cetății. Scopul declarat al acestei gale, care se dorește să devină un eveniment de tradiție, este conturarea unui grup al specialiștilor, al personalităților care promovează valorile nemțene la nivel local, național și internațional. Actrița Draga Olteanu Matei a fost invitată a serii și a primit premiul de excelență pentru întreaga activitate, înmânat de președintele Consiliului Județean Neamț. Doamnelor și domnilor, sunt îngrozitor de emoționat. Nu știu dacă se aude bine ce spun. Este sală de teatru și, în mod normal, ar trebui să se audă bine. Sigur că fiecare om care se urcă pe scenă, mai ales în asemenea momente, are niște emoții foarte greu de strunit. Pentru mine sunt cu atât mai mari cu cât acest loc, acest oraș, a fost visul vieții mele fără să știu. Am trăit ani de zile la București și în 1958 am venit aici în turneu, am jucat pe această scenă fără să știu că într-o zi nu voi mai vrea să plec din acest oraș. Eu îi spun oraș de viață lungă. M-am îndrăgostit de acest oraș în asemenea măsură încât de câte ori plecam de la București, plângeam ca mireasa pilada de zăstre. Când veneam încoace de bucurie că vin în aceste locuri, care nu numai că sunt făcute frumos de Dumnezeu, dar sunt locuite de niște oameni minunați, cărora nu le pot fi suficient de recunoscătoare
pentru dragostea cu care m-au primit, pentru bucuria cu care se întâlnesc cu mine, pentru generozitatea lor. Vă mărturisesc că îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un soț, cum a fost doctorul Ionel Matei, care este din Moș Strămoș, din Piatra Neamț, să vină în căsătoria noastră cu asemenea zestre. Un oraș de cultură, un oraș de bucurie și de frumusețe infinită. Vă mulțumesc! Premianții primei gale a ambasadorilor nemțeni au fost la asistență socială Monica Șofron, la sport Valentin Gavril, la secțiunea voluntariat distinția a fost înmânată câștigătorului Sebastian Cătănoiu, la sănătate a câștigat premiul chirurgul romașcan Dan Gabriel Arvătescu, iar la categoria artă premiul a fost câștigat de criticul de artă și scriitorul Lucian Strochi, la tinere valori a câștigat Eliza Chirilă, iar la educație și cercetare premiul i-a fost înmânat lui Dan Țârdea. Manifestarea aflată la prima ediție a fost un succes.